Tramvaiele cele mai vechi, tip GT4, vor fi înlocuite cât de curând. Compania de transport public a cumpărat 11 tramvaie, care, deși sunt second hand, au fost modernizate și se comportă foarte bine. 7 dintre ele sunt dublu articulate și 4 sunt mai scurte. Pentru toate cele 11 tramvaie, primăria Iași a plătit 303.000 de euro. Însă la această sumă se va adăuga costul transportului până în România. Acesta poate ajunge la încă 121.000 de euro. După ce vor fi aduse vagoanele, cele mai vechi vor fi retrase de pe trasee și casate. Ele sunt din anii 80 ceva, 90, și sunt modernizate recent. Următoarea modernizare prin 2024. Municipalitatea acum trebuie să facă procedura pentru transport internațional. Nu știu, bugetul e estimat la vreo 11.000 de euro pe bucată. Acum să vedem la licitații cât sunt scris și cine câștigă.